Tensiunile se țin lanț în tabăra faimoșilor. Între Sebastian Chitoșcă și Culiță Sterp a izbucnit o ceartă de zile mari, iar principalul motiv este atitudinea agresivă a primului dintre aceștia. Săptămâna a început la Survivor România cu dispute în tabăra faimoșilor. Tensiunile dintre Sebastian și Culiță ating cote maxime. Culiță este revoltat pe atitudinea pe care o are coechipierul său față de acțiunile care se desfășoară în camp. Elena Marin a observat un lucru inedit în tabăra faimoșilor. Doi dintre colegii ei au avut o dispută foarte aprinsă înainte de primul joc al săptămânii. Între Culiță și Sebastian s-a declanșat un scandal de zile mari care a pornit de la atitudinea celui din urmă, care are un temperament impulsiv. Am văzut ceva surprinzător că s-au certat cei din echipa fantastică, a spus Elena Marin. Culiță Sterp este cel care dă curs acestei dispute, fiind sătul de atitudinea lui Sebi, care mereu are ceva de comentat și nimic nu-i convine de obicei. Te uiți urât de fiecare dată, uite, cu ăsta vorbești ca lumea. Cu oricare, dacă nu-ți convine ție ceva, sari în sus, a spus Culiță. Culiță a ajuns la capătul răbdării, nu mai suportă atitudinea și comportamentul lui Sebastian, care mereu are ceva de reproșat și le vorbește foarte urât. Și dacă ai nervi, du-te în pădure, descarcă-ți nervii și vin înapoi, i-a mai spus Culiță. Cearta dintre cei doi faimoși nu dă semne că se va termina prea curând, Sebastian Chitoșcă fiind foarte încăpățânat și este de părere că coechipierul său îi bagă cuvinte în gură, când de fapt nu este așa cum zice el. Culiță fiind cel care îi aduce reproșuri în legătură cu comportamentul său și tot el aduce jigniri la adresa sa.